Simina, sunt curioasă, ce mai știi să faci în afară de ceartă? Nu știi să facă nimic, ce poate să știi altceva. Dar aștept tipăjador. Nu, nu, stau și eu și mă pentru voturi. Așa, pentru mine, pentru liniștea mea. Nu știu, frate, vede că dă cu, numai cu răutate, numai cu invidie, numai cu... Asta sunt așa eu. De ce nu-ți vezi de viață și să fii... Dar care e problema ta? Ia exemplu de la Vio. Care e problema ta? Care e problema ta? Ce ți-a zis ție? Exemplul lui Vio. Tu vorbești de exemplul lui Vio. Care ce? Vio. Nu, ea vorbește care ce. Care ce? Care știe foarte bine, da, normal. Ți-e teamă și de Raluca? Nu mi-e teamă de Raluca. Da. Nu mi-e teamă de Raluca. Chiar mi-e teamă. Și ceva. Și mai zic, nu putem să vedem puterea dragostei. Pe unde să o vezi aici? De unde să vezi, mă, dacă tot la Jack, că vine și în bârligă și bagă... Asta e, mă, așa cu iubitul meu la masă și vorbesc și mă duc și discutăm ceva. Păi normal că băieților le convine că ea toarnă tot. Cum să nu le convină, nu? Păi de ce-i departe? Toată lumea de ce-i departe? Păi de ce? Că toarnă tot de aia. S-a întâmplat ceva foarte grav între mine și Simina. M-a enervat atât de tare încât am ajuns să o iau la bătaie. Nu a fost frumos din partea mea. M-a oprit când trebuia, deoarece a urmat ce a urmat. Mari nu m-a înțeles în momentul de față, iar când s-a întâmplat și cu ea bătaia cu Simina, cred că m-a înțeles unde a ajuns, de s-a ajuns la această bătaie. Mari, poate mă înțelegi pe mine acum de ce am ajuns să o bat pe Simina. Mulțumesc! Trebuie am înțeles, frate, ești femeie, așa trebuie să fie și conte, să fie cineva să toarne, așa. Tu știi ce înseamnă să fii femeie, te întreb. Nu știu, mă înveți tu, Știi ce înseamnă să fii femeie? Da, mă înveți tu. Dacă vrei, te învăț, vrei să-mi dau lecții ce înseamnă să fii femeie, primul nu bărfești. Ai înțeles, nu bărfești, frate, că spui ceva, un cuvânt dă renos. Dar tu dai orice din toate casă. Toate fetele bârfesc, crede-mă. Lasă, frate, că nu-i niciuna ca tine, crede-mă. Și care-i problema? Tu ești nu e ba da, ești eu. Da, dacă ești tu mă vezi, îți mulțumesc la fel. Ești o mahalajeică. Asta este. Dacă a ajuns pe mine, ești nebună să mă aducă în pragul disperării. Întreabă pe cine vrei tu, de unde vrei, dacă eu mă enervez repede. Pe mine trebuie să mă calci, nu mă enervez repede. Enervi ca să fac ce am făcut. Și eu sunt foarte calmă, de mult. Cred, da, știu. Păi da, mă vezi pe mine să țip, să nu da, știu ce. Da, te înțeleg. Da, da, și eu înțeleg, Roxana, mă jur că înțeleg. Dar ce ai spus? Până în momentul de față, voi nici nu am mă înțelegeați. E, acum poate mă înțelegeți și pe mine. Și când o să fiți în pielea mea, în pielea mea o să mă înțelegeți. Până atunci nu aveți cum să mă înțelegeți. Asta e. Frate, sunt oameni, bă, asumați-vă, bă. Nu mai faceți voi strategii ca să nu ieșiți voi. Bă, este cine trebuie să iasă. Lăsați oamenii să facă ceea ce vor natural. Pe care noi să ieși? Pe cum, mă? Care? Dacă voi face strategii, să-l scoateți pe ăla nou, pe cine intră nou, cum intră unul nou, afară, normal că mă nu ieșiți voi. Azi îți dau un exemplu. Eu de 3 luni jumătate am fost protejat. De ce m-ar interesa cine pleacă? E o logică. Ai fost chiar mereu protejat. Nu te spun eu, că de când am intrat. Spun eu. De dor n-a fost. Acum. Bă, ok, n-a fost săptămână. De dor, bine. Acum o săptămână, dar de când am intrat am fost protejat. De ce m-ar interesa pe mine cine pleacă? Nu știu, știu eu. Păi vezi. Păi vezi. Păi oricum sunteți, frate, o echipă. Păi suntem o echipă, dar eu îți spun și că... Și le faceți așa în echipă. Pe mine nu m-a deranjat niciodată cine pleacă. Am fost protejat, putea să plece oricine. Fetele decid cine pleacă, nu noi. Fetele decid cine pleacă, dar... Așa, și ce influență? Eu am eu cuplu acolo, să influență. Uneori și voi decideți cine pleacă. Am eu... Fetele decid cine pleacă pe creierul vostru, mă. Ați uitat când a spus Adrian că stătea pe WhatsApp în gală cu fetele și așteptați să vă hotărâți cu toții pe cine votați? Eu votez pe cine vreau. Eu păi și ți-am zis eu ceva? Toată lumea pe mine. Și eu votez pe cine vreau. La orice oră eu votez. Pe mine mă doare undeva de ăla. Pe mine eu votez pe cine vreau eu. Și aia e. Și pe mine m-a deranjat că de ce s-a băgat Roxana să bagă ea în seamă. Să bagă ea când o avea dreptate. Nu? Roxana s-a băgat în seamă la dreptate acum. Pentru că Simina, când a spus toate fetele, a inclus-o și pe Roxana. Da, frate. Era normal să nu se bage? Simina a zis... Tu te-ai fi băgat sau nu? Eu m-aș fi băgat. Păi și atunci... Da, dar ea s-a băgat pe ea, dar Simina n-a zis de toate. A spus ba, de toate fetele. Toate a zis. Toate, mă. A zis toate. Ea e o perversă, a încercat să se joace cu ele. Poate în momentul în care a vorbit ea cu ele, și-au zis toate. Poate s-au sucis, s-au răzgândit. Simina a mai zis că toți băieții o să o protejeze pe ea în seara asta ca să nu iasă. Nu, asta se știe că nu. Ce se asta se știe că ce? Că nu. Eu de când sunt aici am protejat doar pe Raluca.
Niciodată n-am făcut strategii. Eu, gala, când l-am votat pe Ricardo, eu l-am votat pe Ricardo și Roxana a spus, frate, votat pe băieți. Asta a spus Simina, că ea în seara asta va fi protejată de băieți. Păi ea așa zice, dar... Și că nu... Și bă, frate, cea mai... vor vota pe ea să plece. Cea mai perversă de acolo e. Eu v-am spus. Nu, no, okay. Frate, ai să zic eu care e treaba. De ce, ce m-a deranjat pe mine cel mai mult? Că niciodată nu s-a votat pe cineva din cuplu, frate. Da, ce, vrei să votezi pe Raluca tu? Acum, că nu, ce? Nu, frate. Cum nu s-a votat? M-a votat pe mine. Cum nu s-a votat? Păi ăsta nu era în cuplu, mă? Nu. Când eram eu în cuplu, frate. Păi, lasă că făceai tu strategia. Nici când ne certam. Nici când ne certam. Te-a deranjat lucrul ăsta? Păi nu, m-a deranjat că mi s-au scos ochii. Da, nu l-am votat pe Ricardo. Că am stat aici în casă din cauza Ralucui, da? Ei, strategiile, dacă s-au făcut, s-au făcut pentru cupluri. Că a venit iubita lui X. Băi, nu-l votați pe Y, că e iubitul meu. Că a venit iubitul lui Cătărica, nu-l votați că e iubita mea. Aici au fost strategiile. A zis că, bă, pe cine votați? În care și-a zis că nu știm. Și a zis că cel mai tare mă deranjează că Hamude vorbește mult și pentru că eu a zis că nu vreau să vorbesc cu de el. De ce? Ți-e frică că îți dă peste nas? Mă lasă termin. Îți dă peste nas. Mă lasă termin. Vai, mă desperă femeia asta, nu mai pot. Mă lasă termin. Stai, mă, da, e frumos să așteptăm la rând să vorbim. Hai, nu mai. Ne interesantă și care e lipsită de orice explicație. Bine. Asta ai tu explicații. Da, eu am explicații. Tu ce explicații ai? Oh, ce explicații ai? Da, eu am. Păi trebuia să o lăsăm să spună. Păi tu la vârsta ta de 26 de ani ar fi băi, vrut să-ți fac cam nu te aud, ce zici? Nu te aud. La vârsta ta de 26 de ani ar fi trebuit să ai ceva în capățâna aia. Las că ai tu, las că ai tu. Am văzut, am văzut. Când o să fii tu locul meu și o să trăiești tu ce am trăit eu, acum să comentezi, ai înțeles? Până atunci ești un copil, bă, în fața mea, înțeles? Ești un copil. Eu. Mulțumesc. Habar n-ai de viață. Nici măcar știu pe ce planetă trăiești. Hai, serios. Pe bune. Foarte deci despre ce vorbim? Păi se vede. Cum ar fi să ne votăm noi fetele între noi? Foarte tare. Dar credeți că e o bară? Doamne, și cedeți banii. Bați banii și mai să plece. Să duci casa protejată, ce tare ar fi. Nu, nu-mi doresc să rămân dacă... Mă votați, jur că nu-mi doresc să rămân. Du-te, mă, și bă, descalipțe. Dar stai, mă, când am luat noi la bătăie atunci și a vorbit Andreea Culinescu să descalipțe. Da, nu cresc pe ea. După ce a dat o șansă, mai ești mare. A venit gala, cum face gala? Vrea să se mai victimizeze un pic. Pentru ea prinde bine, înțelegi? Și a zis, bă, să zic că mă descalipțe. A, tu te știi? E că am mai să-l văd dacă nu mai e cineva la bătăie. Nu, să văd dacă este favorită, dar n-ai ce. Da, exact. I-am spus că Brianna va fi favorită. Dacă tu n-ai creier de găină, ce să-ți faci? Asta te-ai gândit tu? Nu, toată lumea știa încă. Asta te-ai gândit tu. Citești în stele, fata mea, tu. Știai tu că nu ești favorită. Doamne, ferească-mă bine. Păi, te victimizezi că moare. Încă ceva, încă ceva. Băi, eu am observat niște lucruri și eu nu sunt... Nu sunt prost. Am observat eu niște lucruri, am văzut eu niște chestii și mi-am dat seama că e ceva acolo, dar am tăcut, n-am zis nimica. Pentru că eu din momentul în care am intrat în casă am zis, bă, frate, vedeți că eu sunt băiat, eu vă rog frumos, punct, să-mi spuneți dacă aveți ceva să-mi spuneți în față, că suntem bărbați și nu să... Și au fost atâtea discuții și voi n-ați fost unul, mă, bun să vină să-mi spună în față. Eu am venit și te-am spus în față, ți s-a vorbit la masă ieri. Când am intrat în casă, Ștefan, jos pălăria, la la la. None, câte lucruri frumoase am zis lui None. Că te apreciez, că mi se pare, că e tăcă. Lui Andy și lui i-am spus niște chestii frumoase. Bă, până și lui Adrian i-am spus că mi se pare că e băiat inteligent, că e băiat bun, că defectul lui e că nu știe să explice lucrurile și nu știe să le ia în serios și că vorbește urât și multe lucruri nu sunt luate în seamă. Și zi-o tu acum. Și hop, mă trezesc că Adrianul meu se roagă de Bianca să vorbească cu fetele, să mă voteze, să-i sapate. Nu m-am rugat. După care, aflu și spun, se mai face o conversație între el și Bianca pe aceeași temă în care Bianca în zice... care nu vreau să spun ce că nu mă mai interesează. După care am vorbit eu cu Bianca și și-a cerut scuze față de mine. Iată că nici asta nu mai contează. Ok, bun. După care apare None să îmi zică că uite așa. Bă, fraților, sunt de 6 zile aici. Voi vă dați seama dacă în 6 zile
ați fost capabili să faceți trei atacuri directe la persoana mea, cât de mult vă doriți să mă scoateți din casa asta? Hai să zic ceva. Bă, serios acum? Dar ne mănânci nouă mâncare? Nu știu. Păi și atunci? Eu știu, mă, frate, ce fac. Și atunci? Eu v-am spus clar de când am intrat, bă, fraților. Eu nu am... Eu nu trag cu dinții. Care a fost atacul la... Eu am venit aici cu o treabă, crezând că se întâmplă o treabă, și văd că aici, de fapt, lucrurile sunt așa cum sunt și toată lumea zice că e vrejeală și că e prosteală dintr-un singur motiv. Pentru că oricare nou venit vine aici, ieși afară. Ieși afară, strategie. Adrian, bine, repet acum, Adrian a spus că înainte dă cu tărică toți pe WhatsApp pe cine să voteze să scoată afară. Eu nu mai scriu drăbă la dictatorului. Bă, și asta nu înseamnă că Adrian a ieșit, nu s-a mai practicat treaba asta. De câte ori am votat noi băieți un băiat să plece? Mă, frate, că tu poți să-mi spui acum 20 de cuvinte. Aia era mult, că era picat cu așa. Multă strategie, că nu există sinceritate și că fiecare concurent nou care intră în această casă, ei se alarmează și fac cumva, nu știu cum, să-l scoată din casă. Iar chestia asta m-a deranjat foarte rău și mi-am ieșit puțin din modul meu liniștit și am decurs la un alt mood al meu.